Ziua de 9 iunie, data la care au avut loc alegerile locale și europarlamentare, a adus în fața electoratului candidați și personalități cu diferite viziuni și proiecte. Primii alegători s-au prezentat la urne duminică dimineață, imediat după ce a bătut de 7 fix. O parte dintre buzoieni au ales să meargă la biserică sau în piață, alții au lăsat treburile pentru după amiază pentru a-și exprima votul mai repede și să se pună totodată la adăpost de căldură. Pentru ce? Pentru bine. Ce să facem, că nu putem să votăm pentru altceva. Ce v-ați dori pentru unicii? Oh, ce nu mi-aș dori? Ce s-a realizat? Scuzați, e bine realizat și să vedem, să sperăm pentru mai bine în continuare, să realizeze și mai bine. Și pentru binele copiilor, că eu, ce să mă zic, și al meu. Copiii unde sunt? Copiii ai mei în Buzău. Da. Asta e bine, deci n-au ales calea străină. Nu, funcționează în învățământ. În Europa ce ar vrea să schimbe? În Europa? Păi, Doamne, să fie pace, în primul rând. Pentru municipiul Buzău să fie mai multe spații verzi și pentru Uniunea Europeană să fim prieteni cu toate țările. Pentru ce ați votat? Pentru ce? Pentru și parlamentare și primar. Ce vă doriți pentru Buzău? Cât mai bine, să fie mai bine. Constantin Toma, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Buzău, a votat duminică dimineață la Liceul de Artă Margareta Sterian. La urne a fost însoțit de premierul Marcel Ciolacu și președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu. Bună. Bune! Bune! Păi da! Ce bune! Constantin Toma a declarat că a votat pentru Buzău și România. Am votat cu drag de Buzău și pentru România. Sunt convins că votul meu va fi important pentru viitorul și al Buzăului, dar și al României, având în vedere că am votat și pentru europarlamentare. Premierul României, Marcel Ciolacu, a votat ulterior pentru alegerile locale și parlamentare la secția de votare numărul 1 din cadrul școlii gimnaziale Episcop Dionisie Romano. Primul ministru a fost însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu. Președintele Partidului Social Democrat a declarat că a votat pentru performanță în administrație. Cum este normal, am votat pentru performanță în administrație. Am votat pentru o echipă valoroasă care a știut să implementeze proiecte, mai ales proiecte europene, atât la nivelul municipiului Buzău, cât și la nivelul Consiliului Județean. De asemenea, am votat românește, am votat pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru prima oară pentru o voce unită în Parlamentul European și, în ultimul rând, am votat pentru investiții, pentru autostrăzi, pentru școli, pentru spitale, pentru reindustrializarea României și aș dori să fac un apel către toată lumea, indiferent de opțiunea de vot
să vină cât mai mulți români la vot, astfel încât cei aleși să fie legitimi. A urmat președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu, care a votat duminică dimineață la secția numărul 48 organizată la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, a fost însoțit de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, și primarul în funcție, Constantin Toma. La final, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a declarat că a votat pentru cea mai bună echipă a municipiului și a județului. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Am votat, ca de fiecare dată, pentru cea mai bună echipă a municipiului și a județului, pentru dezvoltare. Asta e întrebarea întotdeauna care îmi place, pentru că aș spune direct cu cine am votat, dar n-am voie. La europarlamentare, iarăși pentru a trimite în Parlamentul European oameni care țin cu Europa, cu direcția euroatlantică a României și pentru o voce comună în interesul României și al proiectului european dinspre reprezentanții noștri. Vă mulțumesc mult de tot! Candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Buzău, Carmen Nichim, a votat duminică dimineața la secția de votare din cartierul Orizont. La ieșirea de la urne, Carmen Nichim a declarat că a votat pentru echipă și pentru buzoieni. Vreau să mulțumesc echipei mele care a fost mereu, echipei noastre de fapt, care a fost mereu alături și ne-a susținut. Astăzi am votat pentru buzoieni. Astăzi am votat ca buzoienii să-și recapete încrederea în administrația publică locală. Am votat pentru a le da din nou curajul, încrederea și admirația către echipa de conducere a administrației publice locale, a noua echipe de conducere. Cuvântul acesta de comunicare va fi prioritar. Buzoienii vor avea tot timpul un cuvânt de spus și pentru că sunt și mamă, în primul rând aș vrea să spun că siguranța copiilor și nepoților noștri ne onorează și trebuie să fie prioritară. Președintele Partidului Mișcarea Populară, propus de Alianța Dreapta Unită pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, a precizat duminică la rândul său, după ce a mers la urne, că a votat pentru un județ de viitor. Astăzi am votat pentru un județ Buzău de viitor, pentru un oraș de viitor, pentru o Românie modernă. Sunt convins că și buzoienii vor vota la fel și îndemn pe toți alegătorii să-și exercite dreptul la vot. Prezența la vot contează, pentru că atunci când îți exerciți dreptul, poate apărea acea reprezentativitate a alesului local, care, într-adevăr, să aibă acoperire din punct de vedere al greutății deciziei pe care o să o ia în administrație.